Județul Prahova se confruntă iar cu criza gunoiului. După o săptămână de la reluarea colectării deșeurilor de către fostul operator Rosal, acum UVS, din nou mașinile nu sunt primite la rampa de la Boldești-Căien, operată de Vitalia. În cadrul discuțiilor de mediere de la prefectură se stabiliseră niște termeni pentru ca UVS să poată depozita în rampă, respectiv achitarea datoriei de 1,3 milioane de lei și contract pe 3 luni cu plata la 15 zile. Fostul Rosal dorește însă plata la 75 de zile și mai are de achitat din datorie încă 800.000 de, de lei, așa că situația este blocată, iar reprezentanții ADI deșeuri și ai Consiliului Județean Prahova amenință cu rezilierea contractelor. Consiliul Județean Prahova a prelungit până pe 9 aprilie termenul de reevaluare a ofertelor depuse în cadrul licitației pentru realizarea centurii Buștenea Zuga. CNSC a admis recent contestația depusă de turcii de la Ozaltin în urma procedurii în care câștigători au fost desemnați prahovenii de la CONI. În vizita efectuată zilele trecute pe șantierul A7, ministrul transporturilor a transmis public că se așteaptă ca situația care e acum la Consiliul Județean Prahova să nu împiedice lucrurile să meargă înainte. Noi avem finanțare, Consiliul județean să-și facă treaba, să ducă ce s-a angajat, noi venim și finanțăm și plătim aceste proiecte. Nu avem niciun fel de sincope din acest punct de vedere, a spus Grindeanu. Președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, se află sub control judiciar într-un dosar de corupție instrumentat de DNA. Măsura a fost dispusă pe 1 februarie și ar trebui să expire fix cu câteva zile înainte de atingerea noului termen anunțat de instituție pentru reevaluarea ofertelor. În prezent, conducerea Consiliului Județean Prahova este asigurată de vicepreședintele Dumitru Tudone. Doi primari din Prahova au dat în judecată propriile primării pentru salarii mai mari. Este vorba despre Costea Daneluș, PSD, primarul din Slănic și despre Dragoșniță, PNL, primarul orașului Plopeni. Cei doi aleși alături de viceprimari au chemat în instanță chiar primăriile pe care le reprezintă și le conduc, nemulțumiți că guvernul a înghețat indemnizațiile. Dragoșniță, primarul din Plopeni, este cel care la alegerile locale din 2020 i-a luat în spațiu pe Iulian Dumitrescu și Dumitru Tudone, liderii PNL veniți din Călăraș pentru ca aceștia să poată candida pe listele din Prahova. Costea Daneluș, primarul din Slănic, a dat în judecată unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce încă de anul trecut. Avocații susțin că primarii nu au cum să obțină banii pe care îi vor cât timp ordonanțele de urgență ale guvernului privind plafonarea indemnizațiilor și salariilor nu sunt declarate neconstituționale. Pe portalul instanțelor de judecată cazul celor două primării din Prahova este unic în țară. Niciun alt ales local nu a mai dat în judecată primăria pentru a primi mai mulți bani. Un traficant care vindea droguri către consumatorii din Prahova a fost prins în trafic de procurorii DICOT, care erau pe urmele sale. Procurorii DICOT l-au reținut pentru 24 de ore pe bărbatul acuzat de trafic de droguri, după ce au adunat probe încă din martie 2022 că acesta comercializa substanțe psihoactive către persoane din județ contra unor sume cuprinse între 50 și 100 de lei. Inculpatul a fost depistat în trafic în municipiul Buzău și avea asupra sa cantități mari de substanțe psihoactive noi destinate comercializării. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul tribunalului Prahova a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a traficantului pentru o perioadă de 30 de zile. Absolvenții de liceu care au obținut medalii la concursurile recunoscute de Ministerul Educației se vor putea înscrie la liceu fără admitere. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de înscriere în clasa a 9 în anul școlar 2024-2025 a elevilor care au obținut pe parcursul gimnaziului premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut 1, 2 și 3 la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Aceștia ar putea intra la liceu fără să susțină probele examenului de evaluare națională. Sunt 51 de olimpiade școlare naționale și 22 de olimpiade internaționale care ar permite elevilor să se înscrie la liceu fără a susține probele evaluării naționale.